Dar meu Deus, na tarde. Sai grijă de tine, să înveți bine la școală, să te văd avocat. Ca în fiecare an, copiii nevoiași de etnie romă din județul Dâmbovița au primit ghiozdane și rechizite pentru a putea începe noul an școlar 2013-2014. La această acțiune au fost prezenți secretarul de stat Daniel Vasile, președintele Partidei Romilor Moise Vasile și președintele municipiului Târgoviște Tudorică Răducanu. Accesul la educație este un drept fundamental, este un drept pe care Guvernul României îl recunoaște atât cetățenilor români, cât și cetățenilor români care aparțin minorității rome. Eu vă mulțumesc în primul rând că existați. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru că ați înțeles că în această lume nu există nimic mai important decât copiii noștri. Vă mulțumesc că investiți în educația copiilor voștri și cred că avem suficiente exemple în minoritatea romă astfel încât să nu mai gândim că copiii noștri nu pot deveni medici, copiii noștri nu pot deveni avocați, judecători, ingineri și oameni de bază a acestei țări. Vă rog frumos, creșteți-i la fel de frumos cum i-ați crescut până acum. Vreau să vă spun, copiii, că nu trebuie să vă fie rușine de ceea ce sunteți, sunteți cetățeni români de etnie romă. Noi facem ca dumneavoastră, părinții, să transmiteți mai departe, an de an, copiilor pe care pleacă la școală, în special clasa pregătitoare a noastră, în special clasa 1, an de an să primească acest ghiozdănaș cu rechizitele școlare. De 7 ani, ajutorul acordat copiilor romi înainte de startul anului școlar a devenit un obicei al partidei în colaborare cu Agenția Națională a Romilor. Reprezentanții acestei ENI susțin evoluția intelectuală a celor mici, stimulându-i material pentru a putea merge la cursuri. Noi nu facem altceva decât să începem să ducem primii pași ai copiilor noștri către educație. Ți să mulțumesc mamelor, ți să mulțumesc colegilor mei, organizației Partidei Romilor împreună cu doamna Teodora, care mi-a fost un ajutor extraordinar de mult. Am lăcrămini în ochi, nu pentru altceva, mă simt atât de mândru că sunt cetățean român de etnie romă, mă simt atât de mândru că sunteți alături de mine, să vă dea Dumnezeu sănătate. Copiii s-au bucurat că au primit ghiozdane noi și rechizite și au declarat că sunt nerăbdători să înceapă școala. Îți pare bine că ai primit rechizite? Da. Și te bucur că luni începi școala? Da. Ce ai primit în ghiozdanele? Am primit dale de picturi, pixuri, dale de colorat. Am primit multe. În afară de aceste rechizite, ți-au mai cumpărat și părinții? Nu. Îți pare bine că luni încep școala? Da. Ce anume ai primit în ghiozdăne? Am primit caiete, acuarele și pixuri. Te vor ajuta aceste rechizite la școală? Da. Alte rechizite ți-au mai cumpărat părinții sau doar pe acestea le-ai? Nu, decât pe acestea.